Iocelul cu noroc. Nu se știe cum, dar razele soarelui au pătruns prin zăpadă și au ajuns până la o floricică ascunsă sub lacuma groasă de nea, care a crezut că a venit luna martie. Probabil din cauza nerăbdării s-a înșelat. Era ultima lună din iarnă. Primăvara avea să se arate și ea curând. S-a întins și și-a lungit ulbina atât de mult cât a putut și a croit drum prin zăpadă și a ieșit la suprafața ei. Dar, vai, s-a înșelat, iarna nu se dădea dusă. Zăpada nu era pe sfârșit, dar soarele îl mângâie cu razele lui plăcute, căutând să-l ocrotească. Toată lumea era încântată la vederea lui și le arăta cu degetul pe ghiocelul cel curajos, care probabil ar fi înghețat dacă un copilaș nu l-ar fi luat cu el acasă. Îl puse în apă și în camera călduroasă ducea un trai regesc. Într-una din zile, sora băiețelului îl scoase din vază și împreună cu o scrisoare l-a pus într-un plic. Iocelul nu putu să citească scrisoarea, care era sigur că era una frumoasă după scrisul caligrafic și hârtia parfumată. Călătorit timp de câteva zile, mergea departe foarte incomod într-un sac poștal până când cineva îl scoase din plic. Un tânăr îl prinse cu drag și ridicându-l la buze îl sărută cu foc. Mai târziu, tânărul deveni un mare poet. În poeziile lui amintea de ghiocelul drag care l-a inspirat, făcându-l renumit. Poate că ghiocelul răsărise ca să vestească primăvara, dar a purtat noroc unui tânăr. Împăratul capricios și credincioasa lui soție. Au fost odată un împărat și o împărăteasă care trăiau fericiți. Trecuseră mulți ani de când ei se cunoscuseră și au hotărât să-și unească destinele. Dar într-o zi, poate din gelozie, poate din cauza vorbelor scornite de niște invidioși, sau poate numai dintr-un capriciu, el își ieși din fire și hotărâ să o trimită pe soția lui înapoi la părinții ei, pedepsind-o astfel. Degeaba încercă împărăteasa să-l convingă, să o asculte că e nevinovată, degeaba îl imploră ea, nu reuși să-l facă să-și schimbe hotărârea. Te las, aceasta a fost singura concesie a împăratului, să iei cu tine care ți-e cel mai de preț și drag lucru. A doua zi, împăratul, când se trezi, își dădu seama că se află într-o cameră complet necunoscută. Nu era niciuna din odăile palatului său. Se frecă la ochi și se uită din nou în jur, dar nu se schimbă nimic. Nu se afla în palatul lui. Unde sunt? Întrebă pe împărăteasă, care era lângă el și aștept. Da, să se trezească. Ce ai făcut? M-ai lăsat să iau cu mine lucrul cel mai de preț și drag pe care l-am, spuse împărăteasa. Iar eu nu am nimic pe lumea aceasta mai scump și mai de preț decât tine. Prin urmare, când ai adormit, le-am poruncit slugilor să te aducă în casa părinților mei. Împăratul și-a dat seama că a greșit, aplecând urechea la toate pârfele din palat și nelăsând-o pe împărăteasă să spună nimic în apărarea ei. O îmbrățișă pe credincioasa lui soție și s-au întors împreună în palatul lor, unde au trăit fericiți până la adânci. Plăcinta cea înspăimântată. Mămica întotdeauna le făcea ceva nou și dulce copilor ei. Bucatele pe care le pregătea ea erau întotdeauna delicioase.
Într-una din zile învârtea plăcinta cu atâta grijă încât copiii slingeau deja buzele. Abia așteptau să fie coaptă pentru a o mânca. Draga noastră mamă, spuseră copiii cu glas mieros pentru că erau nerăbdători și înfometați să mănânce acea plăcintă. Dă-ne o bucătură! Bine, așteptați numai puțin să se răcească și după aceea o puteți mânca pe toată. Doar pentru voi am făcut-o. Plăcinta, auzind spusele mamei, își dădu seama ce soartă o aștepta și s-a speriat. Sări din tigaie, se rostogoli tocmai ca o roată și așa, rostogolindu-se, ieși pe ușa afară, după care dus a fost. Nu s-a oprit decât în vale, lângă un pom să-și tragă sufletul. Se gândea, ce bine că am scăpat de copiii aceia pofticioși, de mă prindeau, mai rămâneau din mine doar firmiturile. Și cum stătea ea liniștită la umbră, simți cum o furnică se urcă pe ea. Deschise ochii și ce să vadă, era înconjurată de milioane de furnici, toate veniseră în jurul ei. Ce vreți de la mine? Întrebă plăcinta înspăimântată. Și mai tare de data asta. Nimic, răspunseră furnicile în cor, pe tine te vrem, te vom mânca. Și până să-și dea seama plăcinta ce se întâmplă, furnicile năvăliră pe ea și o mâncară. Ce bună și dulce a fost plăcinta asta, spuse o furnică. Oare cine a făcut-o? Nu știu, răspunse altă furnică, dar sigur a pus în ea multă dragoste. Pescarul nebun. Era zi de târg, o zi frumoasă de duminică, și în oraș începură să vină din toate colțurile lumii căruțe cu oameni. Unii aveau marfă de vânzare, alții croiau să cumpere. S-au adunat acolo mulți gură, cască, negustori, crescători de vite și țărani, nobili și circari, veni până și împăratul. Se întâmplă ca unui negustor să-i fete tocmai atunci iapa unui mâns. Toți se bucurară la vederea lui, era mic, dar sănătos și tare frumos. Copiii începură să aplaude de bucurie la vederea mânzului, care se înspăimântă foarte tare de toată acea tevatură și de îndată ce se putu ridica în patru picioare, se ascunse între doi boi. Stăpânul mânzului a vrut să-l ia înapoi, dar stăpânul boilor îi spuse: mânzul este al meu, pentru că el însuși și-a ales locul. Porniră cu disputa la împărat, care hotărâ că mânzul trebuie să rămână unde este, cu boii drept părinții lui, pentru că el însuși își alesese locul. Omul, deși fusese nedreptățit, nu a avut ce face. A doua zi, împăratul ieși la plimbare cu caleașca, iar în mijlocul drumului îl întâlni pe stăpânul mânzului. Avea o plasă de prins pești în mână și în mijlocul râsetelor celorlalți se prefăcea că pescuiește. Dar tu ce faci? Îl întrebă împăratul. Pescuiesc, măria ta, răspunse stăpânul mânzului. Dacă doi boi pot avea un mânz, de ce n-aș putea eu pescui pe uscat? Împăratul și-a dat seama de greșeala ce făcuse și pentru a nu râde lumea de el că nu e om cu judecată, l-a pus pe stăpânul boilor să-i înapoieze mânzul proprietarului de drept. Vom citi azi povestea Pușculița Porcușor. Pușculița Porcușor era atât de plină cu bani că dacă o scutura cineva, nici nu se mai auzea zornăitul banilor. Stătea gata să crape
în raftul plin de cărți, în camera copilului. Trebuie să recunoaștem că arăta foarte bine cu florile lui albastre, pe corpul lui lucitor roz. Toate jucăriile se uitau cu admirație la el, datorită bogăției lui. Noaptea, marionetele dădeau reprezentații numai pentru el. Păpușa îi cânta numai lui și tângea ca el să o ia de nevastă. Soldăței de plumb marșăluiau toată noaptea sub raftul de cărți și îl păzeau ca nu cumva vreun hoț să fure comoara neprețuită a lui. Într-una din zile, când copilașul dori să mai pună încă un bănuț în pușculiță, atât de tare a apăsat-o și așa a forțat deschiderea pușculiței că aceasta s-a spart. Oh, porcușorul meu s-a spart! Mama, asta înseamnă ghinion? Nu, nici vorbă, înseamnă noroc. Joburile aduc noroc. Acum ai toți banii necesari pentru bicicletă. Mama strânse banii și aruncă bucățile în sparte. După câteva zile a pus o altă pușculiță în locul ei. Acum, pentru ce-i să aduni bani? Întrebă mama. Cred că pentru o pereche de role sau pentru altceva. Nu m-am hotărât încă, răspunse copilașul. Nici nu trebuie să mai spun că aceasta era goală și nici nu zornea așa ca cea veche. Dar altfel era tocmai ca și cea care s-a spart. Un porcușor roz cu flori albastre pictate pe corp și aștepta cu nerăbdare să fie privit cu admirație de celelalte jucării. Vom citi azi o poveste despre prietenie. Cei patru prieteni și inelul împăratului. Un împărat avea un inel fermecat și cât timp îl avea pe degete, nimeni nu putea să-i ocupe tronul. Așa că atunci când inelul se pierdu, se sperie foarte tare și promise că îi va da de soție pe unica sa fică celui care îi va găsi și îl va înapoia, făcându-l astfel și succesor la tron. Mulți și-au încercat norocul, printre care și un tânăr care avea trei prieteni. Primul, ochi ager, avea așa un ochi pătrunzător că putea vedea și prin munți. Al doilea, umflatul, avea o burtă imensă în care încăpea chiar și toată apa dintr-un ocean cu pești cu tot, iar apoi o putea pune la loc. Al treilea, lunganul, era foarte înalt și dacă se întindea pe jos, ajungea dintr-un capăt al pământului la celălalt. Ochi ager observă imediat inelul. Era înțepenit pe cealaltă parte a mării, pe o stâncă din Muntele Roșu, mai exact, tocmai pe fundul mării. Au traversat pe trupul unganului, care se întinse între cele două maluri, iar umflatul sorbi toată apa mării. Prietenul lor nu mai trebuie decât să întindă mâna și să apuce inelul. Apoi umflatul puse apa la loc în mare, iar ei se întoarseră pe trupul lunganului. Împăratul își respectă promisiunea, iar tânărul o luă de soție pe fica acestuia și astfel deveni urmaș la tron. Nu îi uită nici pe prietenii săi, pe care îi ridică la rang de cavaleri și îi puse în tronuri importante. Pe lungan îl numi comandant al oștilor împăratului, pe ochi ager șef al gărzilor palatului, iar pe umflat îl numi șef la visteria împărăției. Soarele și copii. În vremurile de demult, soarele era și el om și trăia pe pământ. Când își ridica brațele, se lumina totul în jur, iar când își lăsa brațele jos, se făcea din nou întuneric și răcoare.
era foarte leneș și nu se scula niciodată din pat, așa că lumina și încălzea numai în jurul colibei lui, iar restul lumii stătea în întuneric și frig. Din cauza aceasta, grâul pe care îl creșteau boșimanii nu reușea să se usuce, ci ajungea să mucetăiască, iar vânătorii nu puteau vedea vânatul și se întorceau acasă cu mâinile goale. Într-o astfel de lume nu era de trăit. Mici și mare, tânăr și bătrân s-au adunat la sfat, iar femeile din Africa au hotărât să facă ceva pentru a schimba situația. Toate au fost de acord că soarele trebuie să stea mai mult timp pe cer. Dar pentru că ele erau foarte ocupate cu dereticatul prin colibă, bărbații ocupați cu gospodăria, bătrânii prea slăbiți, i-au trimis pe copii să o facă. Aceștia s-au dus până la soare și, în timp ce acesta dormea, îl prinseră de picioare și de mâini l-au legat și hop, l-au aruncat în aer. Din cauza rostogolirii prea puternice, soarele se rotunji, pierzându-și chipul omenesc. De atunci, el luminează tot pământul, acoperind și încălzind cu razele lui, când una dintre părți, când cealaltă, neoprindu-se niciodată, pentru că încă îi mai este frică să nu cadă iar din înaltul cerului și să ajungă din nou pe mâinile copiilor nemiloși. Împăratul cel bun și grădinarul. A fost odată un om căruia îi plăcea foarte mult grădinăritul. Căpățânile de varză creșteau văzând cu ochii, la fel și conopii, dar roșiile și alte legume. Nu se lăsau mai prejos nici trandafirii, nici lalelele, florile de iasomie și panseluțele. Plantele lui îi răsplăteau îngrijirile, drăgăstoase crescând mari și frumoase, cum nu se mai văzuse până atunci, de le merse vestea în toată împărăția. În schimb, într-o zi nefastă, un iepure sălbatic răscoli toată grădina cu zarzavaturi. Grădinarul încercă din răzputeri să prindă iepurele, dar nu reuși cu niciun chip, așa că se adresă împăratului pentru a-i se face dreptate. Nu pot îngădui, spuse împăratul cu voce tunătoare, ca un iepure să-i păgubească pe supușii mei. A doua zi sosi la grădină pentru ca împreună cu toată oștirea și cu ajutorul curtenilor lui să alunge iepurele. Înainte de toate vrut să fie servit cu micul dejun, la fel și alaiul lui, și ceru pui fript și șuncă, iar abia după asta a început vânătoare. Cu toată tevatura au și reușit să alunge iepurele, dar oștenii împreună cu caii lor, în marea lor vânătoare, răvășiră toată grădina. Dacă iepurele distrusese doar zarzavaturile, acum erau răvășite și florile. Se făcuse o pagubă mai mare decât ar fi făcut vreodată 100 de iepuri în 1000 de ani. Vorba aceea, cine păgubește se înțelepțește, întâi gândește, apoi pornește, își zise grădinarul văzând toată grădina răvășită. Mai bine puneam o capcană și prindeam iepurele. Vulpița fără coadă. Pădurea era mare și deasă, iar pericolele care te pășteau de intrai singur în ea erau multe. Nimeni nu îndrăznea să intre singur. Doar pădurarul și cu o echipă de vânători patrulau mereu să vadă dacă nu au intrat braconieri să pună capcane pentru a prinde animalele. Capcanele găsite le confiscau, iar animalele erau în siguranță. Ei încercau să protejeze pădurea și animalele pentru ca acestea să ducă o viață cât mai bună. Cu
cu tot efortul lor, uneori se mai întâmpla câte o nenorocire. Astfel, într-o zi, o vulpiță își prinse coada într-o capcană. Speriată că va fi prinsă și omorâtă de oameni răi, se zbătuse săraca până când scăpă, dar prețul plătit nu fu mic. Coada îi se rupse și rămase doar cu un ciot. Era foarte rușinată din cauza lipsei acesteia, considera o mare nedreptate că numai ea nu avea coadă. După câteva zile în care stătuse în vizuină necăjită și rușinată, se gândi că nu putea rămâne toată viața în vizuină, că trebuia să iasă afară pentru a-și căuta hrană și inevitabil se va întâlni cu celelalte surate. Ar fi mult mai bine, gândea ea, ca nici celelalte vulpi să nu aibă coadă. Așa că atunci când le întâlni, începu să le convingă și pe suratele ei să-și taie coada. Coada, spuse ea, este numai o povară și nici nu este frumoasă și nici nu este o dovadă de noblețe. Atunci, îi răspunse răsuratele ei, tu de ce nu te bucuri că nu o mai ai? Știi vorba aceea? Mai bine să te invidieze alții pe tine decât tu pe alții. Vulpița își dădu seama că greșise. Nu erau vinovate celelalte vulpi de nenorocirea ei. Bine că scăpase cu viață. Războiul aripatelor și al patrupedelor. Odată ursul și ciocănitoarea și-au declarat război unul alteia și toate patrupedele au sărit în ajutorul primului, iar toate naripatele și insectele au sărit în ajutorul celei de-a doua. În aripatele i-au ales pe purici să fie spioni și i-au trimis în tabăra adversarilor. Comandantul suprem al acestora, vulpea, tocmai împărțea sarcinile pentru lupta din ziua următoare și explica semnele din codul pe care îl va folosi. Coada mea roșcată și înfoiată o puteți observa de oriunde, așa că voi da semnalul cu ajutorul ei. Dacă o țin dreaptă, înseamnă că totul este în ordine și puteți continua înaintarea. Dar dacă suntem în pierdere sau suntem încercuiți, o voi lăsa în jos și atunci vă veți retrage. A doua zi, patrupedele au pornit la atac. Sub picioarele lor vibra pământul de parcă era cu tremur, dar fâlfâitul aripilor adversarilor îl întrecea pe acesta. Parcă era vuietul unei vijelii. Conducătorul păsărilor, vulturul, după ce aflase planul inamicului, trimise o viespe și un țânțar ca să atace vulpea. Viespea o împunse pe vulpe peste tot, iar țânțarul o pișca de bot pentru a o deruta. Atacată de cei doi, vulpea nu mai putea să-și țină coada dreaptă, așa că fără voia ei dădu semnalul pentru retragere. Așa reușiră naripatele, printr-o strategie bine pusă la punct de către un conducător abil, să învingă oastea patrupedelor. Morala: ascultă cu urechile, vezi cu ochii, dar taci cu gura. Și nu este suficient să ai o minte bună, trebuie să o și folosești. Șoricelul de aur. Un mare demnitar din Asia avea o adevărată patimă pentru bani. Deși strânsese sume însemnate, tot timpul se plângea că nu-i ajung bani. Într-o zi îi chemă pe toți supușii lui și le spuse: peste câteva zile va fi ziua mea de naștere și am auzit că toți doriți să-mi faceți un dar, drept pentru care îmi este foarte greu să vă refuz. Nu contează valoarea darului, totuși să știți că împlinesc 50 de ani și că sunt născut în zodia șoarecelui. Așa că darul ce mi-l faceți să nu fie mai puțin de 50 de liang. Oamenii ascultară privind unul la celălalt cu uimire și înghițind în sec. În cele din urmă, neavând încotro, trebuie să împrumute bani pentru darul marelui demnitar.
Unul dintre supuși era un om nespus de lingușitor. Se duse la magazinul de bijuterii și comandă un șoricel de aur pentru a-l dărui sărbătoritului. Când fu gata, lingușitorul îl luă și îl duse imediat demnitarului. Acesta, văzând darul, făcu ochii mari examinând obiectul cu bucurie. Văzând reacția demnitarului, lingușitorul spuse: "Dacă din întâmplare apare un post bun, v-aș ruga să vă gândiți la mine, sluga dumneavoastră supusă." "Bineînțeles, dar trebuie să-ți spun că peste încă 10 zile va fi ziua soției mele. Am să-i dăruiesc și soției dumneavoastră un șoricel de aur ca să fie o pereche." Dar demnitarul răspunse: "Soția mea nu este născută în zodia șoarecelui, ci în zodia bivolului. Dăruiește-i un bivol din aur." Lingușitorul, auzind o astfel de dorință nemaipomenită, nu mai putu scoate o vorbă. Turta pictată. Trăiau odată doi bogătași zgârciți care erau frați. Într-o zi, fratele mai mic s-a gândit să treacă pe la cel mare și a luat cu el, drept cadou, un coș frumos împletit din coceni de porumb. În casa fratelui mai mare nu o găsi decât pe cumnata sa, căreia îi zise: "Cumnată dragă, neștiind ce vă trebuie, v-am adus acest coș și vă rog să-l primiți cu toată bucuria." "Vai, să cheltuiești atâția bani pentru noi, îți mulțumesc pentru cadoul frumos ce ni l-ai făcut." Cumnata gândea în sinea ei: "Indiferent ce mi-a dus, după tradiție, eu trebuie să-l opresc la masă. Dar cu ce să-l tratez? Am găsit soluția." Și bucuroasă îi spuse cumnatului său: "Rămâi la masă, nu refuza." Nu mai așteptă răspunsul omului și puse repede pe masă un platou pe care pictă o turtă mare, rotundă, cu mult susan. "Te rog," spuse cumnata, "servește cât de caldă și proaspătă, dacă se răcește, nu va mai fi atât de gustoasă." Fratele se prefăcu că mănâncă dulce, bețișoarele la gură și mestecă. După un timp, păru că s-a săturat, se ridică de la masă și plecă, luându-și rămas bun de la cumnata sa. Nu trecu mult timp și se întoarse stăpânul casei. Soția îl întâmpină și spuse repede cum a venit fratele lui și ce soluție a găsit ea ca să-l oprească la masă fără să cheltuiască nimic. Soțul se duse repede la masă și, văzând turta pictată în farfurie, oftă adânc zicând: "Dacă eram eu acasă, nu-i dădeam o turtă atât de mare și de frumoasă." Lupul și cei trei purceluși. Adaptare după Cei trei purceluși de Van Gogh. Au fost odată trei purceluși. S-au hotărât să-și încerce norocul și fiecare a început să-și construiască o casă. Tocmai trecu pe lângă ei un om cu o căruță cu fân, iar primul le-a spus fraților că fânul este ușor și moale și o să-și facă o căsuță. Cei doi frați au plecat mai departe la drum, trecând pe lângă ei o căruță cu lemne. Al doilea s-a gândit că lemnul e numai bun pentru căsuța lui. Cel de-al treilea purceluș a continuat drumul până a ajuns la un pietrar care făcea piatră de construit. Purcelușul s-a gândit că piatra este cea mai potrivită să-și facă o căsuță rezistentă. Noaptea, în
timp ce primul purceluș dormea în casa lui de paie, a venit un lup flămând să-l mănânce. Purcelușul nu a vrut să deschidă, dar lupul a suflat odată peste casă, iar casa s-a dărâmat. Purcelușul a fugit spre casa celui de-al doilea purceluș. Lupul nu s-a lăsat și l-a urmărit. Purcelușii nu au vrut să deschidă ușa, iar lupul furios a suflat de dur spre casă și a dărâmat-o și pe aceasta. Purcelușii au luat-o la fugă spre casa celui de-al treilea purceluș. Veni lupul și aici după ei, dar oricât se forța, nu reușea să spulbere casa. Văzând că nu poate dărâma casa, furios, se urcă pe acoperiș încercând să intre pe hor. În schimb, purcelușii au pus la cale un plan. Au pus pe foc un ceaun mare cu apă fiartă exact sub hor, iar lupul căzu chiar în ea. Așa de tare se arse că sări înapoi pe hor și o luă la goană mâncând pământul, iar ei au trăit împreună fericiți. Floarea îndrăgostiților. Fata împăratului, când a fost mică, s-a speriat atât de tare încât a amuțit. De atunci ea era tot timpul tristă și singură, se bucura numai când trebuia să îngrijească florile din grădină. Într-una din seri, când se îndeletnicea ea cu florile, observă o floare pe care niciun om nu o mai văzuse până atunci. Din acel moment o îngriji cu mare dragoste. Stătea ore întregi în fața ei și părea că vorbește cu ea. Își mișca mâinile mirate de parcă îi înțelegea spusele. Într-una din zile, împăratul, care era convins că fata lui a fost vrăjită, smulse floarea din rădăcini și o aruncă la pământ. Floarea asta trebuie distrusă. Stai ore întregi în fața ei, spuse mânios împăratul. Tată, ce ai făcut? Strigă prințesa. În marea indignare i-a revenit vocea. Într-o clipită și floarea se transformă într-un prinț. Împăratul era uimit. Prințesa îi povesti tatălui ei următoarele. Prințul rugase o zână să-l transforme într-o floare pentru că dorea să se afle tot timpul în apropierea mea. Zâna mi-ascultă și îndeplini dorința, dar îmi spuse că în clipa când vei vorbi, mă voi preschimba în om. Dar dacă nu mă vei iubi la fel de mult ca și atunci când eram floare, voi rămâne o floare pe viață, spuse prințul. Îmi ești la fel de drag ca și atunci, tu ești alesul meu, spuse prințesa. Era ziua de 14 februarie. Probabil din această cauză de Sfântul Valentin se sărbătorește ziua îndrăgostiților, la fel cum au sărbătorit-o și acești doi îndrăgostiți care s-au și căsătorit și trăiesc încă și astăzi fericiți. Căprița cea isteață. Trăia odată o capră sălbatică tare înțeleaptă, care în fiecare zi urga sus la munte să mănânce iarbă fragedă și cobora jos în vale să bea apă. Într-o zi, ea dădu în drumul său peste un lup laco. Lupul vru să o înhațe, dar nu reuși. Atunci își lua un glas binevoitor și o întrebă: „Hei, căpriță, la ce-ți folosești cele două obiecte lungi și tari pe care le porți pe cap?” Ca să scape de lupul cel lacom și crud, capra sălbatică îi răspunse: „Natura mi-a dăruit aceste două coarne ca să zdrobesc cu ele celelalte animale.” „Chiar așa de mare putere ai în coarne?” întrebă lupul neîncrezător. „Te rog să-mi dovedești spusele tale.” „Bine, te rog să stai pe loc acolo unde te afli și să nu te miști cumva
de îndată vei afla puterea coarnelor mele." Lupul rămase nemișcat, iar capra sălbatică veni în fugă și luându-l în coarne, îl trânti de pământ. Capra sălbatică se întoarse, veni iarăși în fugă și l-izbi încă o dată. "Încă o dată," zise ea cu ciudă. "Numai după ce o să te zdrobesc în coarne mă potolesc." Lupul o luă la goană. Când întoarse capul însă, o văzu pe capră stând liniștită, fără a părea că are de gând să alerge după el. Atunci lupului îi trecu din nou prin cap să o sfâșie pe capră. Capra sălbatică își dădu seama ce are de gând lupul să facă și îi veni o idee. Strigă tare către lup: "Stai, lupule, nu fugi! Așteaptă un pic să-mi scot încălțările și să vin la tine să te zdrobesc în coarne!" Îngrozit de moarte, lupul o luă la goană într-o suflare și dispăru fără urmă și astfel reuși căprița cei stață să-și salveze viața. Vom citi astăzi povestea Cerșetorul și Bogătanul, după o poveste populară algeriană. Un cerșetor bătrân poposi într-un sat și bătu la ușa unei case mari. Alături, în curte, se înălța un hambar pecetluit cu un lacăt mare și ruginit. În această casă trăia bogătanul satului, căruia i se duse vestea de om rău și zgârcit. Nimeni niciodată nu auzise ca el să ajute pe cineva la nevoie. "Te rog să-mi dai o bucățică de slănină și o cană cu lapte," îl rugă cerșetorul. "Nu pot, nu pot, n-am! Șterge-o de aici cât e lucru cu cinste," se răsti bogătașul. "Poate că ți-a rămas pe undeva un punct de grâu sau niscava bobi," nu se lăsă bătrânul, pe care foamea îl făcu să se înjosească înaintea celor mai câinoși oameni. "N-am nimic, lasă-mă-n pace," răspunse bogătanul. "O bucată de pâine, fie ea și uscată, că nu vei uita până la moarte," zise cerșetorul. "Dacă de aici n-am nici pâine," fu răspunsul. "Adă-mi o gură de apă, mă usuc de sete," îl rugă bătrânul. "N-am nici apă," țipă zgârcitul. "O, fiule," exclamă cerșetorul, "ce mai aștepți dacă ești așa sărac și nu ai de nici unele? Ia-ți tolba și cerșește pe la casele oamenilor miloși. Vei găsi pe cineva cu suflet bun să-ți dea și ție ceva de mâncare. Știi vorba aceea? Bogatul zgârcit e mai sărac decât un cerșetor. Și mai este una. O să piei și nimic cu tine n-ai să iei." A plecat cerșetorul bătrân mai departe, iar bogatul cel rău și zgârcit a rămas speriat de vorbele ce le auzise. Cocorul înțelept. Se spune că odată nu plouase multă vreme și din cauza asta apa era greu de găsit. Un cocor foarte însetat zburase mult să găsească un strop de apă, dar nu află. Oprindu-se din zbor, se lăsă pe pământ obosit și însetat. Privi în jur și văzu un ulcior. Merse spre el și se uită înăuntru. Pe fund luci oglinda de apă, puțină, dar era. Bucuria puse stăpânire pe el, vrut să bea apa din ulcior. El își vâră ciocul lung în gura vasului, însă degeaba, nu putea ajunge să-și potolească setea, din cauza că în ulcior apa era prea jos. Ce să facă bietul ca să-și stâmpere setea năvraznică? Se gândi că alt chip nu-i decât să spargă ulciorul. "Cioc, cioc, cioc!" izbi el cu pliscul în pereții groși ai vasului. Dar degeaba, pereții erau tari și nu-i putea sparge. Și atunci voi să-l răstoarne fâlfâi din aripi și zbi cu ele în vasul de lut, însă nici de data asta munca lui nu dădu roade. "Ce să fac acum?
setea-l chinuia rău și de altundeva n-avea de unde să bea apă. Cocorul stătu puțin și se gândi. Bine că nu am spart ulciorul. Apa ar fi curs și pământul uscat ar fi absorbit-o toată. Dar cum să fac eu pentru a ajunge la apa din el? Îi veni lui o idee grozavă. Băgă ciocul în ulcior și încet și cu grijă înclină ulciorul până îl culcă pe pământ. Acum putea să bea apă pe săturate. Ah, ce bună e apa! Lescăia de plăcere cocorul. Acum mi-am potolit setea. Cine bine se gândește, totdeauna nimerește. Cocoșul și vulpea. Odată vulpea puse ochii pe un cocoș mare și gras pentru cină, dar, fiindcă acesta era iute de picior, scăpă de vulpe suindu-se într-un copac. Vulpea se prefăcu foarte tristă, deoarece cocoșul nu avea încredere în ea. De ce ai fugit de mine?" îl întrebă mirată. Doream numai să te strâng în brațe ca pe un prieten." Nu sunt atât de prost încât să cred spusele tale," răspunse cocoșul. Înseamnă că tu nu ai aflat noutățile." Despre ce noutăți vorbești?" întrebă cocoșul prefăcându-se curios. S-a dat vestea împăcării," pretinse vulpea. Acum suntem cu toții frați. Coboară ca să ne putem îmbrățișa și noi în pace." Dar mai repejor, căci sunt grăbită să-mi îmbrățișez și ceilalți frați." Așteaptă numai o clipită," se prefăcu bucuros cocoșul, căci zăresc niște câini de vânătoare. Ar fi mai bine să-i aștepți și pe ei. Sigur vor să te îmbrățișeze și ei pe tine, dacă și așa e pace." Fiind urcat în copac și văzând până în depărtare, vulpea crezu vorbele cocoșului și consideră că e mai bine să o ia la fugă. Dar înainte de a pleca, îi mai spuse acestuia: "Nu te-am mințit, dar trebuie să plec pentru că nu sunt foarte sigură că și ei au auzit vestea cea mare." "Cu siguranță că au auzit," răspunse cocoșul, "altfel nu s-ar grăbi să vină încoace. Stai, vulpe, nu pleca, de ce fugi?" Astfel scăpă cocoșul de vulpe. E bine să știi cine e dușmanul dușmanului tău. Citi astăzi povestea cum a încercat pantera să-l păcălească pe bivol. Odată de mult, pantera s-a întâlnit cu boul, căruia i-a vorbit astfel: "Vai, prietene bou, coarnele tale sunt așa de lungi, îți este foarte ușor să le agăți în ramurile copacilor. Nu crezi că este prea incomod? Lasă-mă să te ajut, tăindu-ți puțin din coarne. Ce zici?" Boul, luând-o pe panteră drept un prieten, îi permise să-i scurteze coarnele. Astfel, coarnele cu care boul trebuia să se apere ajunseră scurte ca două cioturi, iar pantera a putut să-l sfâșie și să-l mănânce. Pantera se întâlni la scurt timp după aceea alt bivol, căruia îi grăi astfel: "Vai, prietene bivol, coarnele tale sunt așa de lungi încât îți este foarte ușor să le agăți în ramurile copacilor. Nu crezi că este prea incomod? Lasă-mă să te ajut, tăindu-ți din coarne. Ce zici?" Auzind spusele panterei, bivolul nu numai că nu-i luă vorbele de bune, ci se răsti la ea zicând: "Hei, tu, arătare năroadă, cum îți trece prin cap că o să te las să-mi tai coarnele? Am nevoie de ele,
ca să mă apăr de animalele de pradă care ar îndrăzni să mă atace, așa cum ești tu." Zicând acestea, bivolul se și repezi s-o ia în coarne pe panteră, care de-abia scăpă cu fuga. După această întâmplare de demult, nici până în ziua de astăzi, pantera nu îndrăznește să-l atace pe bivol. Deci găinile, când beau apă, se uită în sus. Un basm african. Cândva găinile beau apă ca toate vietățile de pe lume. Se apropiau de râu, își muiau pliscurile în apă și stăteau așa aplecate până când își potoleau setea. Odată, pe când una din găini bea apă, o maimuțică pusă pe șotii, care era cocoțat în copac, a luat un fruct de mango și a lovit-o drept în cap. Găina s-a prăbușit în râu și mai nu s-a necat sărmana. A ieșit cu chiu cu vai, fiindcă găina nu știe să nuate, și s-a așezat să se odihnească. După ce și-a venit în fire, a luat o fugă spre casă. Maimuțica, văzând că din gluma ei era să o pățească biata găină, a tăcut mâlc. Nici nu a râs, nici nu a coborât din copac, pentru a-și cere iertare. Ajuns acasă, găina și-a chemat surioarele pentru a le povesti cele întâmplate și a se sfătui cu ele. "Vai, surioarelor, te-ați ști ce am pățit eu? Stăpânul cerului însuși m-a pedepsit și a trimis peste capul meu un tunet năprastic și parcă auzeam o voce care spunea: de ce câmbeți apă, nu vă uitați la cer și nu mulțumiți? Nici n-am crezut că mai scap cu zile." "Această întâmplare, sigur, este un semn," spuse o altă găină. "Eu propun ca de azi înainte, pentru ca stăpânul cerului să nu se supere pe noi, după fiecare înghițitură de apă să ne uităm la cer." De atunci, găinile, când beau apă, întotdeauna ridică în sus capul și-și aruncă ochii spre cer, mulțumindu-i celui de sus pentru grăunțele și apa de toate zilele. Fructul cel mai valoros. O poveste bulgară. A fost odată un tată care avea 3 feciori. Într-o zi îi chemă la dânsul și le spuse: "Am să vă dau la fiecare câte o pungă cu galben. Mergeți în lume și căutați fructul cel mai valoros. Care dintre voi mi-l va aduce, am să-i dăruiesc jumătate din averea mea." Fecioii luară pungile cu galben și porniră fiecare în 3 părți ale lumii. După 3 ani se întoarseră. "Fructul cel mai valoros," zise fiul cel mare, "este acela care e cel mai dulce. Eu ți-am cumpărat un ciorchine de strugure." "Bine," spuse tatăl, "mi-ai adus un fruct bun, dar tu ce mi-ai adus?" îl întrebă pe feciorul cel mijlociu. "Tată, eu m-am gândit că fructul cel mai valoros e cel mai rar. De aceea m-am dus în țările sudice și am cumpărat fructe rare. Nuci de cocos, portocale, curmale, din fiecare câte puțin, ca să ai să guști." "Bine, fiul meu, mi-a adus fructe minunate, am să le mănânc," zise bătrânul. "Dar tu, fiule, ce mi-ai adus? De ce te-ai întors cu mâinile goale?" îl întrebă pe cel mic. "Tată, cu banii de la tine m-am înscris la o școală. 3 ani de zile am tot învățat. Fructele pe care le-am cules nu se văd, pentru că ele se află în inima și mintea mea. Acestea sunt fructe valoroase. Tu mi-ai adus fructele cele mai scumpe, fiul meu. Tu
meriți răsplata făgăduită, pentru că nu există fruct mai valoros ca învățătura. Balaurul și țiganul. Un țigan care călătorea prin lume fu prins noaptea pe drum. Fiindcă trebuia să nopteze undeva, se opri în primul sat care ieși în cale și bătu la prima poartă. Îl deschise un țăran care îl pofti în casă. De la el află țiganul că era singurul om în viață, fiindcă satul fusese distrus de către un balaur care în fiecare dimineață mânca pe cineva. Deja nu mai rămăseseră decât ei doi, așa că în ziua următoare era rândul unuia dintre ei. Țiganul nu se sperie. "Lasă-mă, omule, pe mine," spuse țiganul, "că-i vin eu de hac balaurului." "Nu cred că poți," spuse trist țăranul. "Nu pentru că țin atât de mult la viața mea, dar aș vrea să îi vină cineva de hac balaurului." Dimineața auzi un zgomot ca de tunet și pământul se cutremură. Sosi balaurul. Era imens, dar țiganul nu se sperie de el, ci din contră, îi ieși în întâmpinare foarte hotărât. "Înfulecă-mă dacă crezi că poți, dar îți spun, să știi că nu vei reuși să mă amesteci. Va trebui să mă înghiți întreg, iar când voi fi în burta ta, îți voi găuri mațele și voi ieși afară, iar tu vei muri." "Te crezi așa de puternic?" începu să râdă balaurul. "Hai să ne luăm la întrecere." Luă între labele lui o piatră și o făcu fără. "Asta nu e nimic," spuse țiganul. "Eu prind una și scot apă din ea." Șmecher fiind, apucă între mâini o bucată de brânză și scoase zărul din ea. Balaurul, crezând că țiganul strânge și el o piatră între palme de scoate apă din ea, se îngrozi așa de tare că o luă la fugă de rupea pământul și nu se mai întoarse niciodată. Nu vreau să mint. Sorin locuia împreună cu părinții săi într-o casă înconjurată de pomi din cartierul Sărărie. Tatăl său îi dărui un briceac frumos pentru a-l folosi într-o excursie prin munți. Ca să se încredințeze cât de tăios e briceacul, ieși singur în grădină și, fără să se gândească prea mult, reteză deodată tulpina unui cireșel plantat în primăvară. După ce făcu prostia, ascunse pomul după lemne și tăcu mălc. "Cine mi-a făcut asta?" auzi Sorin spre seară glasul mâniat al tatălui său. "Vinovatul va fi pedepsit." Nimeni în afară de Sorin nu știa cine tăiase pomul. Tata îi lua la întrebări pe toți cei din casă, dar toți se jurau că n-au retezat cireșul. Cum să-l taie? Atunci Sorin se frământă în adâncul sufletului, făcându-se roșu ca cireșele coapte. "N-am făcut bine ce-am făcut, gândea el. Uite, vine tata să mă întrebe și pe mine dacă am tăiat pomul. Va face, desigur, legătura cu briceagul dăruit. Dacă i-aș spune că nu l-am tăiat, eu aș minți și nu vreau să mint. Mai bine îi voi mărturisi tatei greșeala și îi voi cere iertare." Și frământându-se așa, Sorin se duse la tatăl său și mărturisi: "Tată, eu am tăiat pomul și orb. Bate-mă, urechează-mă, dar ăsta e adevărul. Am greșit." "Nu pot minți. Iartă-mă, tată." Atunci tatăl său îi răspunse, stăpânindu-și dorința de a-l plesni: "Fiindcă ți-ai mărturisit fapta, te iert de data asta."
Învățătura de minte ar fi următoarea. Copilul care își recunoaște greșeala dă semne de îndreptare și scapă mai ușor de povara minciunii. De ce se spală pisoiul după mâncare? O poveste populară lituaniană. Odată, o vrabie a poposit în grădina unui țăran și s-a apucat să ciugulească grăunțele înșirate pe jos. Vrabia sare prin iarbă și adună grăunte cu grăunte, iar pisoiul cel jucăuș stă după colțul casei și o pândește, punându-și în gând să o prindă. A pândit el cât a pândit și când și-a făcut odată vânt, a înhățat-o de o aripă. Nici n-am visat asemenea gustărică, mi-a urlăit pisoiul. Vai, domnule pisoi, chiar ai de gând să mă mănânci? Ciripi vrăbiuța deznădăjduită. Dar ce-ai crezut, că am poftă doar de joacă? Fornăi pisoiul și clipi din ochi de plăcere. N-ai niciun pic de rușine, îl luă vrăbiuța la trei parale. De ce ai uitat să te speli azi dimineață? Nu știi că și stăpânul și stăpâna, toată suflarea de pe pământ, în fiecare dimineață mai întâi se spală pe față și abia după aceea iau dejunul. Ai dreptate, iorlăi puțin intimidat, dar și rușinat pisoiul, și ridică lăbuța să spele ochii, urechile, mustățile și botișorul. Fără a mai sta pe gânduri, vrăbiuța își fă cuvânt și fâlfâii din aripi și scăpă din ghearele lui. Rău s-a mai înfuriat pisoiul, de azi înainte nimeni nu mă va mai păcăli. Facă oamenii cum îi duce mintea și capul. Eu dimineață, mai întâi și întâi voi lua dejunul și abia după aceea o să mă spăl. De atunci tot neamul pisicesc se spală după mâncare și nu înainte cum fac toți copiii ascultători. Povestea noastră de astăzi este o adaptare după povestea Ciuboțelele Ocarului de Călin Gruia. Ogarul și iepurele. Cică odată s-au întâlnit pe drum ogarul cu iepurele care mergea la târg să-și cumpere ciuboțele. Era toamnă târzie. Pe atunci ogarul purta ciuboțele și putea să meargă, pe când iepurele era desculț și vai de el cum îi clănțăneau dinții în gură. Cât ai dat pe încălțări? Întrebă sfios iepurele. Doi galbeni, îi răspunse fudul ogarul. Mă duc și eu la iar maroc, adăugă iepurele, să-mi cumpăr ciuboțele. Am doi galbeni, șopti el. Prinzându-i noaptea pe drum, trag la hanul lui Moș Martin. Ogarului îi era foame și sete, așa că își comandă de mâncare și de băut, dar nu avea niciun ban. În cele din urmă spuse iepurelui, plătește dumneata cu metre. Cum să plătesc? Eu nu am mâncat și nu am băut nimic. Plătește că am uitat punga acasă. Îți dau eu banii la iar maroc. Iepurele nu a vrut să plătească, dar de voie, de nevoie, scoase cei doi galbeni care îi avea pentru a-și cumpăra ciuboțelele și plăti. Moș Martin se uită la ciuboțelele ogarului, apoi la picioarele goale ale iepurelui. Mărăi ceva și luă galbenii. O să-mi fac singur dreptate, gândi iepurele. După ce ogarul a dormit, încălță ciuboțelele acestuia și păși încet ieși din han și țină băiete tot într-o fugă.
Când s-a deșteptat ogarul, ia ciuboțelele de unde nu sunt. Căută încoace, căută încolo, nicăieri. Căută pe iepure, ia-l de unde nu-i. De atunci se zice că ogarul îl caută pe iepure cu gând să-l prindă și să-l descațe. Frații, au fost odată doi frați, o fată și un băiat, care erau orfani. Mama lor murise când i-a dusese pe lume, iar tatăl lor, de supărare și griji că nu se poate descurca singur cu doi copii mici, se stinsese și el. Coliba pe care o avea în pădure se degradase și ea, deoarece acoperișul se stricase și, când ploua, apa pătrundea înăuntru, se mai putea locui în ea. Copiii s-au hotărât să plece în lume să-și caute norocul. Au tot mers ei ce au mers, până când băiatul spuse: mi-e foarte sete, hai să căutăm un izvor. Dar pe când s-a plecat băiatul să bea din apa izvorului, sora lui auzi un glas: cine bea din apa mea se va transforma în căprioară. Aceasta era vocea vrăjitoare. Fata degeaba încerca să-l oprească pe fratele ei să bea din apa de izvor, așa că acesta se transformă în căprioară. Plânse fata, plânse cât plânse, dar după un timp își dădu centura jos și o legă de grumazul căprioarei și așa se porniră mai departe. Au găsit în pădure o căsuță de lemn în care au trăit feriți de toate pericolele. Se întâmplă odată ca împăratul să iasă la vânătoare și să vadă căprioara pe care o luă în urmărire cu ceilalți vânători ai lui. Căprioara se ascunse în casă, iar împăratul se luă după ea și văzu cum căprioara speriată era mângâiată de o fată tânără și zveltă. Era așa de frumoasă și gingașă că împăratul se îndrăgosti de ea pe loc și o ceru de soție. Fata izbucni în lacrimi de bucurie, iar lacrimile ei căzură pe căprioară, iar aceasta se transformă din nou în fratele ei. Binele învinsese răul și toți au putut trăi fericiți. Vânătorul și copoiul său. Într-o pădure de munte era larmă mare la o vânătoare. Ce era? Vânătorii dăduseră de o căprioară și o goneau cu copoii. Căprioara parcă zbura, dar alergau și câinii, până osteniră și se lăsară pe gubași. Numai un copoi bătrân ajunse căprioara din urmă. Puse gura pe ea, dar bietul câine de vânătoare, de bătrân ce era, nu mai avea colți ascuțiți ca să o prindă cum trebuie. Așa că norocoasa căprioară scăpă ca prin urechile acului. Sări peste o stâncă și se făcu nevăzută. Cum văzu una ca asta, stăpânul copoiului puse mâna pe un ciomac și se repezi să-l pălească pe câine. Adică de ce i-a scăpat vânatul din gură? Sărmanul copoi se așeza atunci în două labe și se uită rugător la stăpânul său, parcă zicându-i: stăpâne, am îmbătrânit. Nu mai sunt ce-am fost odată. Nu te mai pot sluji ca mai înainte. Lovește-mă, împușcă-mă, căci nu mai sunt bun de nicio ispravă. Atunci vânătorul se înduioșă. Își aminti deodată că bietul câine îl slujise cu credință atâția ani de zile, iar acum, deși era bătrân, tot el a fost în fruntea haitei. Nu era corect
pe el să-l pedepsească, iar pe ceilalți copoi mai tineri nu. Și a zvârlit ciomagul, îi mângâie capul bătrânului său copoi. De atunci nu-l mai lua la vânătoare, ci îl ținu pe copoi acasă, îngrijindu-l până la moarte. Vorba aceea, fiți totdeauna recunoscători celor care v-au fost buni slujitori. Sul și hoțul. Cică într-o seară se întorcea de la târg un ursar care ținea de lanț un urs îmblânzit, cu care se distrase lumea, mai ales copiii, punându-l să facă la comandă tot felul de ghidușii. Ei, și ursarul se opri drept la cârciumă ca să petreacă din banii câștigați cu prietenii. Ce-a făcut țiganul cu ursul? Îl vârâ într-un coteț de porci. În același coteț, cârciumarul ținuse un purcel pe care îl vânduse chiar în ziua aceea. Noaptea, pe când în crâșmă cântau lăutarii, veni un hoț să fure porcul. Hoțul habar n-avea că porcul fusese vândut, iar în locul lui se afla ursul. El se furișă încet în o gradă și se duse titil până la coteț. Deschise pentru întuneric ușa și porni să bâjbâie căutând porcul. Când colo, dădu peste dihania de urs. Vai de mine, ce minune! Ce gras e porcul ăsta, e cât un urs! Supărat că-l scoală din somn, ursul mormăi. Sări-n două labe și nu-i dădu răgaz hoțului să fugă. Îl cuprinse frumușel și îl strânse așa de drăgăstos cu labele, de-i trosniră hoțului toate oșcioarele. Săriți, mă omoară ursul, țipa hoțul. Din crâșmă săriră oamenii, în cap cursarul și cârciumarul. Țiganul îl scăpă pe hoț din labele namilei, iar stăpânul birtului, văzând cine-i cotrăbăia noaptea prin coteț, zise: el e hoțul satului, ha-ha, umbla după purcelul meu și a nimerit peste urs. Mai poftește în coteț și altă dată, hoțomane. De atunci s-a lepădat pățitul de furat. Nu i-a mai trebuit în vecii vecilor. Pasărea nefericită. Într-o seară, două fecioare s-au dus cu ulcioarele la un izvor. Prin apropiere, o pasăre colibri începuse un tril atât de frumos încât inimile celor două fete se umplură de plăcere. Una din fete, cea mai mică și desigur mai neștiutoare, spuse: îmi place atât de mult încât vreau să-i fiu nevastă. Pasărea i-a auzit vorbele, dar își lua sporul nevăzută. A doua zi în zori plecă să caute pasărea minunată. A găsit-o și, fără să șovăie, fata repetă cuvintele din ajun. Bine, spuse pasărea colibri, vino să-mi vezi casa. Cuibul era atât de mic încât fetei nu încăpea înăuntru niciun picior măcar. Văzând una ca asta, fecioarei îi pierise și graiul și plecă supărată. Seara nefericită a pasărei cântă din nou, parcă și mai frumos ca altă dată, doar s-o înmuia inima iubitei. Degeaba o așteptă pasărea colibri pe fată la fântână. Aceasta auzi pasărea cântând și zise: să mă mărit cu el? Nu vezi ce leneș este? Toată ziua cântă,
dar colibă nu știe să-și facă. Și cică mă mai vrea și de nevastă. Se spune că de atunci păsărea colibri își cântă nefericirea. Dihorul lecuit. În pădurea fermecată din Narusumui, Japonia, toată lumea ar fi trăit fără griji și fericită dacă dihorul n-ar fi necăjit tot timpul pe cineva. Animalele pădurii l-au însărcinat pe iepure să-i dea o lecție. Acesta luă două putini, una mai mare și una mai mică. Pe prima o vopsi cu smoală și se duse cu ele la dihor. Vii cu mine să mergem pe munte să căutăm smaralde? Întrebă el. Dihorul acceptă și, cum era de așteptat, luă putina mai mare. Când, în schimb, a vrut să o dea jos de pe spate, aceea se lipise de blana lui și îi smulse și pielea. Iepurele s-a oferit să-l ajute și luânse coalifie magică, amestecată după rețeta dată de dihor în glumele lui răutăcioase, adică din lămâie și piper negru. Dihorul, urlând de durere, o luă la fugă către vizuina lui, dar trebuia să treacă peste un râu, unde erau legate două canoe, una mică și ușoară, iar cealaltă mare și încrustată cu pietre prețioase. Bineînțeles, dihorul o alese pe cea din urmă, crezând că se va îmbogăți măcar acum. Dar iepurele îl păcăli și de data aceasta, pentru că barca era din noroi și bucățele de sticlă colorate, iar de cum ajunse în apă se topi. Până la urmă, dihorul făcu și o baie forțată în apa rece a râului, dar toate astea îl învățară minte să nu mai necăjească pe nimeni. Iepurele îl vizita a doua zi pentru a vedea cum se simte. I-a făcut un ceai cald ca să îi treacă răceala și i-a oblojit rănile cu alifie de gălbenele pentru a se vindeca mai repede. Nu a uitat nici să-i spună: ție ce nu-ți place, altuia nu-i face. De ce are ursul coada scurtă? De mult, de mult, avea și ursul coada lungă, cum au și alte animale, vulpea, lupul, veverița. Într-o zi, mergea prin pădure și căuta mâncare. Nu găsi nimic să stâmpere foamea și nu mai știa ce să facă. Atunci se întâlni cu vulpea, care căra o mulțime de pești. Îi furase, dar îi spuse ursului că i-a pescuit. Bună ziua, vulpe! Bună ziua, ursule! Dar ce de pește ai? I-am pescuit, așa să știi. Vulpe, dă-mi și mie din ei, că tare mi-e foame. Am căutat de mâncare, dar n-am găsit. Ascultă, ursule, eu am stat toată ziua să pescuiesc. Acum de ce să par cu tine? Mai bine pescuiește singur. Este foarte simplu. Nu trebuie decât să faci o gaură în gheață și să-ți bagi coada prin ea. Peștii se grăbesc să o muște și rămân agățați de ea. Ursul dori să mănânce și el pește și se gândi să încerce metoda vulpii. Se duse la baltă și stătu el mult pe gheață cu coada băgată prin corp. Noaptea s-a lăsat și era un frig năprasnic. Coada îngheță. A vrut el să plece acasă, fiindcă nu mai putea de frig, dar când să scoată coada din coptă, nu a putut. A tot încercat de câteva ori, dar nu a reușit. Și-a adunat toate puterile și a tras o dată puternic, dar de data aceasta coada se rupse și, din păcate pentru bietul urs, nici nu mai crescu la loc. Darurile vulturului. Un țar, fiind la vânătoare, tocmai se pregătea să împuște un vultur, când acesta îi spuse: nu mă omorâ,
ținem alături de tine timp de 3 ani și nu-ți va părea rău. Țarul se miră foarte tare, dar nu a vrut să creadă pasărea și o luă din nou în ținta puștii. Dar vulturul îi imploră din nou și, de data asta, făcându-i se milă de el, îl lăsă în viață luându-l alături de el. Vulturul îi mâncă toate oile și vitele, așa că domnitorul rămase fără șeptel și apoi trebuie să-și vândă toate bunurile pentru a putea hrăni pasărea. Dar își ținu promisiunea făcută timp de 3 ani, cu toate că sărăcii. După ce trecură cei 3 ani, vulturul îl luă în spinare pe țar și se înălță cu el în înalturile cerului. Țarul se gândi: nu mai am nimic acum, nu mai am ce pierde. Vulturul, citi gândurile, s-a gândit să-i dea ultima lecție și astfel, din înaltul cerului, s-a lăsat în picaj până deasupra mării. Țarului se făcu foarte frică să nu cadă în apa adâncă și să se nece. Și-a dat seama că încă mai avea cel mai important lucru, viața. Atunci vulturul îl duse din nou pe uscat. Te-am învățat cum trebuie să îți ții promisiunile și cum să fii mărinimos, spuse. Acum te-am învățat cât de valoroasă este viața, ce înseamnă și frica de moarte. Așa că de acum încolo nu mai e nevoie de mine. Pasărea își luă zborul, iar țarul, cu cele învățate de la vultur, deveni un domnitor bun, cel mai bun din lume. Cei 3 frați norocoși. Tatăl simți că îi se apropie sfârșitul, așa că își chemă fiii ca să le împartă toată averea pe care o avea. Un cocoș, o coasă și o pisică. Știu că este puțin, le spuse el, dar dacă ajungeți cu ele în locuri unde lumea nu le cunoaște, veți face bani frumoși cu ele. Primul, cu moștenirea lui sub braț, porni în lume, dar peste tot unde ajungea, lumea mai văzuse cocoși. Ajunse până la urmă pe o insulă unde nimeni nu mai văzuse așa un animal și pentru cântecul răsunător al cocoșului și aspectul lui deosebit, penele colorate, creasta roșie, pintenii ascuțiți și coada ca o secetă, îi oferiră atâția bani cât putea duce în spinare. Cel de-al doilea hoinări și el destul de mult prin lume până ajunse pe o insulă îndepărtată unde localnicii recoltau grâul cu lovituri de tun și, pentru că nu prea reușeau să facă treabă bună, se bucurară nespus de mult când străinul le-a adus o unealtă atât de folositoare, așa că le răsplătiră dându-i atâta aur cât putea duce în spate. Cel de-al treilea frate, proprietarul pisicii, ajunse la un castel năpădit de șoareci. Stăpânul castelului era foarte bogat, dar nu lăsa slujitorii să pună capcane pentru șoareci, de frică să nu îi fure vreun galben. Văzând pisica, făcu o înțelegere cu el. Pentru fiecare șoarece prins, va primi un galben. Când pisica termină de prins șoarecii, feciorul avea atât aur, încât nu îl putea duce în spate și își cumpără un cal. Care credeți că a fost cel mai norocos dintre cei 3 frați? Cei care și-au vândut moștenirea? Sau cel care a știut să o folosească pentru a câștiga bani în plus? Calul și lupul. Pe câmpia de la marginea pădurii, unde iarba e grasă și verde, păștea liniștit un cal. Calului i se păru că vede o umbră, dar până să fugă, lupul era prea aproape. Deși era speriat rău, s-a gândit că poate scăpa de lup doar păcălindu-l. Lupul nu trebuia să-și dea seama că este frică sau care de gând să-l păcălească. Așa că stătu liniștit, lăsând lupul să se apropie și se prefăcu șchiop.
metalul este mai puternic, deci trebuie să ticluiesc ceva, gândi lupul, altfel nu pot să-l prind. De ce șchiopătezi? Întrebă lupul, vrând să pară prietenos. Am călcat într-un spin și mă doare foarte rău piciorul, spuse calul. Nu știu dacă voi putea ajunge până acasă. Acolo aș fi tratat de medicul veterinar. El ar putea să-mi scoate spinul și atunci piciorul mi s-ar vindeca, iar eu aș putea alerga. Într-adevăr, este pacoste mare, spuse lupul. Cel mai bine ar fi să te operezi. Ai noroc că mă pricep la chirurgie. Dacă vrei, te pot ajuta eu. Nu te va durea deloc. Ești atât de bun că vrei să mă ajuți, se arătă calul bucuros. Nu mai rezist cu durerea asta. Apropie-te să vezi unde este înfipt spinul. Dar mișcă-te încet, că mă doare foarte rău. Dar când lupul a vrut să prindă calul de picior, acesta își adună toată forța și lovi cu putere. Să rămână fiecare la meseria lui, gândi lupul în timp ce zbura învârtindu-se prin aer. Am crezut că pot să-l păcălesc, dar a fost mai isteț ca mine. Câinele cu clopoței. A fost odată un câine care mușca pe oricine se apropia destul de mult de el. Stăpânul lui a încercat să-l dreseze, dar nereușind, s-a gândit să-i agațe un clopoțel de gât pentru ca, atunci când se apropia, să poată fi auzit de toată lumea, iar oamenii să-și poată păzi picioarele. Câinele era foarte mândru de clinchetul clopoțelului care îl urma pretutindeni și, pe deasupra, îi ținea pe oameni departe de el. Așa că deveni foarte încrezut. Își imagina că lumea îi făcea loc, fiindcă îl considera de viță nobilă. Mai trebuia doar să facă plecăciuni în fața lui. Un câine mai bătrân îl aduse cu picioarele pe pământ, spunându-i: clopoțelul ai primit din cauza răutății de care ai dat dovadă. Tu îi mușcai pe toți cei care se apropiau de tine, chiar dacă aceștia aveau intenții bune. Tu nu ai dovedit niciodată că ești prietenul cel mai bun al omului, în special al stăpânului tău, care îți dă mâncare, te îngrijește și te iubește. Nu ai de ce să te mândrești cu el. Câinele s-a rușinat foarte tare. Niciun alt câine nu mai avea la gât un clopoțel prins de curea. Niciun alt câine nu era atât de ocolit de toți precum era el. A simțit că vrea să fie la fel ca cei de seama lui și, lăsând capul în pământ, s-a dus la stăpân, spășit, cerându-și parcă iertare. Stăpânul a înțeles ce vrea și i-a luat clopoțelul de la gât. De atunci, doar pe oamenii răi nu îi lasă să se apropie de stăpân și de casă. Bătrâna și vraciul. O femeie bătrână, bogată și avară, nu mai vedea prea bine din cauza vârstei. Apropiații i-au spus să meargă la doctor pentru consult. La sfârșitul consultației la oftalmolog, acesta îi spuse: nu e grav, se poate remedia cu o pereche de ochelari. Vă fac o rețetă și mergeți să vă faceți ochelari. Femeia a luat rețeta, dar când a aflat că trebuie să plătească pentru ochelari, nu i-a mai dorit. Zilele treceau, dar nu se descurca mai bine, vedea tot mai rău. Într-o zi a auzit de la fereastra camerei cum un om striga pe stradă că el vindecă bolnavii și nu vrea niciun ban. S-a gândit în acea clipă că el e cel potrivit să o vindece, mai ales că nu trebuie să plătească. A deschis geamul și l-a chemat înăuntru. Bună ziua, stimată doamnă! Bună ziua! Ești doctor? Nu, stimată doamnă,
Sunt mai mult decât atât, sunt un vraci renumit. Tocmai de aceea nu cer plată. După ce se făcu că o consultă, îi spuse că are nevoie de un tratament special. Consta într-o soluție pe care el o va pune pe pansament și care trebuie aplicată pe ochi timp de câteva ore. Cu cât va sta mai mult, cu atât va vedea mai bine. Dar când femeia stătu cu ochii închiși în timpul tratamentului, vraciul îi fură toate tablourile, argintăria și mobila. Femeia dădu jos pansamentul pentru a testa vederea. Nu este adevărat că m-ai vindecat, spuse bolnava, ba din contră, văd mai rău ca înainte. La început vedeam toate lucrurile din casă, dar acum nu mai văd nimic. Balaurul și zeița. Odată, de mult, pe malul mării Japoniei era un balaur care ținea sub teroare oamenii locului, apărea brusc din apele mării și îi ataca pe copiii care se bălăgeau. Benten, zeița fericirii, urmărea din ceruri ce se întâmpla pe pământ. În mare bunătate, îi se făcu milă de copii și de părinților, dar era milă și de balaur. Probabil, gândea ea, de aceea este așa de hain, pentru că este osândit să trăiască singur pe fundul mării. Singurătatea i-a răpus sufletul. Nu are cum să fie bun și mărinimos dacă nimeni nu a fost cu el până acum. Benten s-a transformat într-o lepădă, se urcă pe un nor și coborâ pe pământ. Se aplecă spre suprafața mării și îl chemă pe balaur. În acea clipă, apele se învolburară, după care se deschiseră și ieși din ele casa balaurului, o insulă goală. La un semn al zeiței, insula se acoperi cu flori, fructe și pâlâuri, iar balaurul stătea și se uita amețit la minunățile nemai văzute de el, care îi se înfățișau în fața ochilor. Atunci zeița curajoasă își reluă înfățișarea, pășind către el și îi zâmbi. Zâmbetul ei cald și gândurile bune cu care coborâ din ceruri dezlegară blestemul care îl învăluia pe balaur și îi redară chipul de om. Tânărului nu îi venea să-și creadă ochilor că scăpase de cumplitul blestem. Tânărul și zeița s-au căsătorit, iar începând de atunci, trăind în pace și fericire, copiii s-au putut juca nestingheriți în apele mari. Băiatul care căzu în apă. Un băiat se juca pe marginea unui pârâu și căzu în apă. A reușit să se agațe de o creangă de copac și a încercat să iasă la mal. Dar, după mai multe încercări nereușite, a început să strige după ajutor. Ajutor! Nu știu să not! Ajutați-mă să ies! Trecu pe acolo un om care se credea cel mai deștept de pe pământ și, în loc să-l ajute să iasă la mal, a început să-l descălească. Nu e voie să te joci pe malul apei. Întotdeauna trebuie să ne uităm pe unde călcăm. Dacă nu era creanga asta de copac de care să te agăți, te-ai fi înecat. Vezi că singur nu te descurci. Dar ce căutai singur pe aici? Părinții știu unde ești? Sau ai plecat fără să spui? Și așa continuă el cu mustrări. Din întâmplare trecu pe acel drum și o femeie. Aceasta, văzând în ce situație era copil, îi spuse omul: ajută-mă să scoatem copilul din apă mai întâi și apoi fă-i morală. Tu crezi că le știi pe toate, că ești cel mai deștept de pe pământ, dar nu te-ai gândit că stând în apa asta rece poate răci sau, în cel mai rău caz, îl pot lăsa puterile și se neacă sub ochii tăi? Omul
și a dat seama de greșeala lui și că femeia avea dreptate. Mai întâi ar fi trebuit să-l ajute pe copil, pentru că viața îi era pusă în primejdie, și apoi să discute cu el despre pericolul în care a fost. De atunci, nici omul nu s-a crezut cel mai deștept de pe pământ, iar băiatul a tras învățăminte din cele pățite. Vipera, broaștele și șarpele. Râul care curge prin zonă potolește setea tuturor ligioanelor pământului. Unele doar beau apă, altele se răcoresc în el în zilele toride de vară. Dintre toate ligioanele care trăiesc aici, șarpele s-a gândit să pună stăpânire pe el. Să fie doar al lui, iar celelalte viețuitoare să nu se mai apropie decât dacă le va permite el. Iar el nu le va permite, tocmai pentru că este al lui și nu vrea să fie deranjat de nimeni. Vipera de multe ori obișnuia să bea din râul pe care șarpele îl considera numai al lui. Nu era nicio ligioană de acord cu atitudinea șarpelui. Își atrăsese dezaprobarea tuturor pentru comportamentul lui, dar lui nu îi păsa. Dintre toate ligioanele, vipera era hotărâtă să-i dea o lecție șarpelui. Într-un târziu, cele două târătoare și-au declarat război una alteia. Să mă respecti și să nu te apropii de râu, așa cum fac toate viețuitoarele, a spus șarpele. Nu ai niciun drept în plus față de noi, a răspuns vipera. Sunt cel mai puternic, s-a lăudat șarpele. Va trebui să o dovedești chiar acum. Război, a strigat vipera. Proaștele, dușmanii din totdeauna ai șerpilor, s-au aliat cu vipera. În ziua înfruntării finale, broaștele, pentru că nu se pricepeau la altceva, orăcăi au de zor ca apucate de streche. Vipera câștigă în final, iar broaștele și-au cerut partea lor din pradă. Atunci vipera a început să fluiere. Vă plătesc cu același lucru cu care m-ați ajutat și voi, le spuse. Vălul fermecat. Un tânăr fiu de țăran trăia în mare sărăcie în căsuța lui, dar nu se plângea niciodată pentru că frumusețea naturii îi umpleau de bucurie sufletul sensibil în pofida necazurilor. Într-una din zile simți o mireasmă dulce venind dinspre pădure. Urmând mirosul, ajunse la un brad, iar între crengile lui zări un văl minunat, țesut din razele lunii și ale soarelui, presărat cu stele. Tânărul luă vălul, dar în aceeași clipă apăru o fată necunoscută care îl imploră să-i înapoieze vălul. Este vălul meu, te rog să-mi-l dai! L-am uitat aici și nu mă pot întoarce acasă fără el, spuse fata. Prima dată tânărul refuză cererea fetei. Nu ți-l dau, poate nu este al tău. De unde știu eu că nu mă minți? La acest răspuns fata a început să plângă amarnic. Sunt fata pădurii, spuse ea, și fără văl nu mă pot întoarce la surorile mele. Te voi crede că spui adevărul? Dacă vei dansa cum numai fetele pădurii o pot face. Fata își luă vălul și începu să danseze, când plutind deasupra pământului, când înconjurându-l pe tânăr, rotindu-și vălul în urma lui, lăsând o ploaie de flori. A fost minunat. După aceasta, fata dispăru, iar tânărul nu mai află dacă a fost vis sau a fost aievea, dar acest dar al naturii îi umplu și mai tare sufletul de bucurie. Urasima și Balalul.
Urasima era un tânăr pescar japonez, pe cât de curajos, pe atât de mărinilos. Într-una din zile observă cum câțiva tineri au prins o broască țestoasă și o chinuiau. Tânărului i se făcu milă de animal. Își strânse toți bănuții pe care i-avea și cumpără broasca țestoasă pentru a o putea înapoia în mare. Trecură câteva zile și pe când era la pescuit, auzi că parcă îl strigă cineva. Era broasca țestoasă. Îl rugă să se suie pe spinarea ei ca să-l ducă la marele și puternicul balaur domnul mărilor, care vroia să-l răsplătească pe Urasima. Tânărul făcu precum îi se spuse, iar broasca îl duse pe fundul mării într-un minunat castel. Balaurul îi spuse: pentru că ai făcut o faptă bună, poți rămâne musafirul meu cât îți dorește inima. Dar pot să plec și să mă întorc când vreau? Întrebă Urasima. Odată plecat, nu te mai poți întoarce, i-a răspuns balaurul. Dar de ce să pleci? Aici ai tot ce-ți poftește inima. Alege bine! Alegi doar o singură dată! Tânărul pescar ducea o viață fără de griji, cum nici nu-și putu să închipuie. Dar până la urmă, îl apucă dorul de casă și de cei pe care îi lăsase în urmă, dar de care nu mai știa nimic și vroi să plece. Întorcându-se pe uscat, Urasima a văzut că toate s-au schimbat. Casa și toți care fuseseră dragi au dispărut. Atunci a înțeles că a fost plecat timp de foarte mulți ani, dar a rămas la fel de tânăr. Dar dintr-o dată se transformă într-un bătrân gârbovit și atunci înțelese că cel mai scump dar al balaurului, viața veșnică, a rămas pe fundul mării, acolo de unde plecase. Țăranul și leul îndrăgostit. Leul, spre ghinionul lui, se îndrăgosti de prea frumoasa fiică a țăranului. A urmărit-o zile la rând, așa cum face un vânător cu prada lui. A văzut-o că era și harnică și miloasă. Avea grijă de toată gospodăria și iubea toate animalele. Leul se gândi că îl va iubi și îngriji și pe el. Așa cum se cuvenea, se duse la tatăl ei să-i ceară permisiunea de a-i fi soție. Tatăl dorea să-și mărite fata, dar cu un tânăr de seama ei, fiu de țăran, harnic și vrednic, din același sat cu ei. Era îngrijorată de soarta fetei, dar nu îndrăzni să refuze direct cererea în căsătorie a leului, de frică să nu-l înfurie și acesta să-l mănânce. A încercat să găsească un motiv pentru care nu i-ar putea da fata de soție. Pe fata mea, spuse el, o sperie colții și ghearele leilor. Să vin apoi numai după ce te-ai descotorosit de ele. Leul îndrăgostit așa făcu, dar când se întoarse, lipsit de apărare,
Țăranul împreună cu alți săteni îl alungară din sat, iar el trebuie să o ia la fugă, ascunzându-se în junglă. Leul nu s-a mai întors niciodată, iar țăranul și-a măritat fata cu feciorul pe care l-a dorit de cinere. Soarele și vântul. Soarele și vântul s-au vorbit să facă o întrecere. Au hotărât să fie declarat câștigător acela care reușea să-l facă pe primul călător care apărea să își dea jos hainele. Iată că pe drum a apărut un călător care mergea gale fluierând. Primul a început vântul. Acesta suflă din toți bojocii, dar cu cât se străduia mai mult, omul cu atât mai tare strângea hainele în jurul lui. La început și-a încheiat cămașa, apoi și-a strâns haina în jurul trupului, și-a ridicat gulerul de la haină și l-a strâns în jurul gâtului. A încheiat și haina, fiindcă avea impresia că vântul i-o va smulge de pe el, ba chiar își mai lua și pelerina pe care o ducea pe braț, pe deasupra, pentru că era foarte frig. Veni rândul soarelui la întrecere. Nu se strădui prea tare, el nu mai strălucea pe cer. Omul se bucură că vântul se oprise și a apărut soarele. Dădu pelerina jos și-o duse pe braț o bucată de drum. Simțind că se încălzește, își deschie haina și-o puse pe braț peste pelerină. Începu să transpire foarte tare și deschie culerul cămașii. Încetul cu încetul își deschie și nasturi de la cămașă. Pentru că nu mai putea de cald, se gândi să se oprească pe malul apei care curgea paralel cu drumul și să facă o baie pentru a se mai răcori. Astfel, călătorul dădu hainele jos și făcă o baie în râu, bucurându-se de soare și apă. A câștigat soarele, pentru că obții mai multe cu vorba bună decât prin forță. Privighetoarea și bufnița. O bufniță trăia singură în cuibul construit între crengile copacului. Vâna numai noaptea zburând fără zgomot la distanțe mari. În locul unde trăia, era singura stăpână pe întinderea nopții. Până într-o seară, când liniștea nopții a fost răpunsă de un tril foarte frumos. Curioasă, și-a luat sporul în direcția trilului. Și nu mică i-a fost mirarea când a văzut la o fereastră o colivie cu o privighetoare care cânta. Bufnița se opri în copacul din dreptul ferestrei și o întrebă care este motivul pentru care cântă numai noaptea. Când m-au prins, explică privighetoarea, era zi și cântam. M-au pus în colivie și toți așteaptă să le cânt atunci când vor ei să asculte. Dar acum nu mai cânt ziua atât de mult. Cânt doar când vreau. Dar dacă vor cu adevărat să-mi audă cântecul și trilurile impresionante, trebuie să-și învingă somnul și să aștepte căderea nopții. Atunci se vor putea bucura cu adevărat de momente unice. Deci aceasta este răzbunarea ta pentru faptul că ți-au răpit libertatea, a spus bufnița. Da, este și o pedeapsă pentru cei care m-au închis în colivie, dar este și o răsplată pentru grija care mi-o poartă. Cântecul tău este un adevărat spectacol. Aș vrea, spuse bufnița, de acum înainte să fiu prezentatoarea ta. Voi anunța începerea și sfârșitul spectacolului. Din acea seară, privighetoarea și bufnița cântau.
dau fiecare din locul pe care îl aveau. Prințesa Șarpe. Un cazac foarte curajos observă de departe că pădurea era cuprinsă de flăcări. S-a grăbit înspre pădure, dar nu putea face mare lucru. Era o problemă și mai mare că o fată a fost prinsă între flăcări și îl implora să o salveze. Salvează-mă, te rog, nu mă lăsa să ard de vie. Întinde până aici lancea ta printre flăcări, plângea ea. Cazacul întinse lancea, iar fata dintr-o dată se transformă în șarpe, se răsuci pe lance și reuși să scape de flăcări. Șarpele îi porunci apoi să-l ducă la castelul de piatră din vârful muntelui. De îndată ce ajunseră acolo, șarpele se transformă înapoi în fată. Așteaptă-mă aici, îi spuse cazacului, după care dispăru. În castelul fermecat nu era nimeni, dar îndată ce cazacul își exprima vreo dorință, aceea imediat se îndeplinea. O singură dorință nu se îndeplinea niciodată, aceea de a o vedea pe fată. 7 ani trecură astfel. Cazacul aștepta cu răbdare ca fata să se întoarcă și prințesa Șarpe s-a întors. Îți mulțumesc că m-ai așteptat, dar vreau să știu de ce m-ai așteptat 7 ani și nu ai plecat. Nu am știut dacă ți-e bine sau rău. Am vrut să te știu în siguranță. De câte ori am vrut să te văd, niciodată nu s-a putut. Îi povesti cazacului credincios că a fost victima unei vrăji pe care numai tânărul le-a putut desface prin curajul și credința lui. Împăratul, de cum își revăzu fica, știu că vraja a fost destrămată și că tânărul care era cu ea era cel care o risipise prin curajul și credința lui. Bucuros, consimți la căsătoria celor doi. Prințesa și bobul de mazăre. Feciorul unui împărat dorea să se însoare. A tot căutat să-și ia de soție o prințesă adevărată. Dar dintre câte prințese a cunoscut în toată lumea, niciuna nu l-a convins că ar fi prințesa adevărată. S-a întors la palatul tatălui său, convins că va rămâne singur toată viața, că nu mai există prințesa adevărată. La palatul împărătesc a venit într-o bună zi o fată necunoscută, care a cerut găzduire peste noapte, pretinzând că este o prințesă. Împărăteasa, care vroia cu tot din adinsul să-și însoare feciorul cu o prințesă adevărată, i-a pregătit o cameră pentru noapte. Și, pentru a se convinge că era o prințesă adevărată, s-a gândit să o pună la încercare. Așa că, sub cele 20 de saltele și alte 20 de plapume din puf, a pus un singur bob de mazăre, fără ca cineva să o fi văzut. Odată cu venirea dimineții, împărăteasa a intrat în cameră și a întrebat-o pe prințesă. Ai dormit bine azi noapte? Te-ai odihnit? Am dormit groaznic, a răspuns prințesa. Sunt obosită de parcă nu aș fi dormit nimic. Pe fată o dureau toate oasele și era plină de vânătăi, așa de tare iritase pielea fină, bobul de mazăre. Era o prințesă adevărată, iar împărăteasa era tare mândră că-i găsise prințului fata potrivită pentru rangul lui. Acum o puteau crede că era de viță nobilă. Prințul era fericit că mai există măcar o prințesă adevărată pe care o putea lua de soție. Povestea împăratului precaut. A fost odată un împărat care era foarte precaut și fricos, așa că l-au numit împăratul precaut.
din cauza că nu avea încredere nici măcar în cai. Mergea peste tot pe jos, dar alaiul lui era deja atât de obosit de la prea lungile plimbări că au rugat un vrăjitor să-i facă un mijloc de locomoție care să se miște singur. Peste 2 zile, invenția a fost gata, iar vrăjitorul a denumit-o bicicletă. L-au rugat pe unul dintre miniștrii să o încerce, dar acesta a căzut de pe ea și și-a rupt mâna. După ce s-a vindecat, s-a dus din nou la vrăjitor. Ne-ar trebui ceva mai sigur, cu mai multe roți, un obiect care să meargă singur. Realizarea acestuia îi luă vrăjitorului 1 săptămână. Dar când ministrul a pornit cu obiectul care se mișca singur și pe care vrăjitorul l-a numit mașină, s-a ciocnit de un copac și și-a spart capul. Și iar i-a trebuit un timp să se vindece. Văzând cele întâmplate, împăratul precaut a continuat să meargă pe jos până când, din neatenție, s-a împiedicat de un ciot și, căzând, și-a rupt un picior. De-abia atunci își dădu seama că oamenii, împreună cu el, nu au avut dreptate când au învinovățit bicicleta și mașina pentru accidente. Așa că el însuși s-a dus la vrăjitor și a comandat obiectele magice pentru el și pentru toți cei de la curte. Iar pentru că au circulat întotdeauna cu atenție, nu s-a mai întâmplat niciun accident. Logodnici. Titirezul se îndrăgosti nebunește de mingea cu care stătea împreună în lada cu jucării. O și ceru de soție. Suntem făcuți unul pentru celălalt, îi spuse. Tu sari, iar eu dansez, facem o pereche minunată. Dar, din păcate, mingea era foarte încrezută și refuză titirezul pentru că dorea ceva mai mult. Eu sunt tot timpul în aer, iar logodnicul meu este un rândunel. Numai cu el mă voi căsători. Într-una din zile, mingea a dispărut. Titirezul a crezut că s-a căsătorit cu logodnicul pe care și-l alesese, dar nu putea să o dea uitării și era cu gândul numai la ea. Zilele treceau și pe rândunel îl vedea afară în curte, dar pe minge nu a mai văzut-o. Se uita mereu la rândunel. Acesta, împreună cu rândunica, își hrăneau puii, învățau să zboare și apoi toamna plecau spre țările calde. Se întorceau doar primăvara înapoi. După mulți ani, primind o lovitură strașnică, titirezul ajunsese departe, până la marginea unui drum de țară. Acolo o sări pe vechea lui prietenă. Avea culorile șterse din cauza timpului petrecut în ploaie și vânt, dar cu toate astea, titirezul o recunoscu și o ceru din nou de soție. Iar mingea, căreia de mult nu-i mai stătea gândul la rândunel, acceptă bucuroasă, cu toate că și titirezul avea carcasa prăpată și culorile mai șterse de când nu se văzuseră. A înțeles că el trebuia să fie alesul ei, și nu rândunel cu care nu se potrivea deloc. Împărăteasa Arabiei și cei 3 șeici. Mavia era cea mai puternică și frumoasă împărăteasă din Arabia. Prin urmare, avea o mulțime de pețitori. După mai multe probe de vitejie pe care trebuiseră să le treacă, mai rămăseseră numai 3 dintre ei. 3 șeici. Toți 3 erau la fel de frumoși, la fel de tineri, bogați și puternici, așa că era de înțeles că împărăteasa nu se putea hotărâ care este cel mai bun dintre ei. Una din seri, Mavia se deghiză, punându-și straie bărbătești și se duse în tabăra șeicilor, dându-se drept un călător rătăcit. Aceștia tocmai se pregăteau de cină. Împărăteasa
deghizată, le ceru ceva de mâncare. Primul îi dădu niște resturi, al doilea o coadă de cămilă, iar cel de-al treilea, pe nume Hatim, porunci să fie aduse încă o pernă la masa lui și îl pofti pe călător să se așeze pentru a se ospăta cu cele mai alese bucate. A doua zi, împărăteasa îi chemă la prânz pe cei trei șeici, dar le porunci slugilor să dea fiecăruia de mâncare exact ce-i dăduseră ei cu o seară înainte. Hatim primi mâncărurile cele mai apetisante, dar nu se atinsese de ele, spunând că va mânca numai dacă le poate împărți cu toți oaspeții casei. Mavia a fost cucerită de mărimia lui Hatim. Hatim este cel mai nobil dintre voi, le spuse șeicilor. Pe el îl aleg să-mi fie soț. Nu doar vitejia brațului contează, ci și bunătatea sufletească. Atunci când puterea brațului este condusă de bunătatea sufletului, acela poate fi un conducător demn pentru popor. Astăzi povestea Iacob cel prost. Iacob era un băiat foarte prost, dar avea o inimă bună și ajuta pe toată lumea. Odată, când tocmai servea prânzul la prietenul lui, mama, tatăl și cei doi frați ai lui mâncară acasă ciuperci și s-au simțit așa de rău că s-a crezut că au fost otrăviți. Fugi la farmacie, îi spuse tatălui, care nici nu se putea mișca de durere, și ia un medicament puternic pentru crampe la stomac pentru 4 persoane. Ai înțeles? Da, tată, să iau un medicament pentru otrăvire cu ciuperci pentru 4 persoane, răspunse Iacob plin de mândrie. Foarte bine, acum grăbește-te, îl zori tatălui. După care așteptă și așteptă, dar Iacob tot nu venea, așa că începu să se îngrijoreze. Băiatul ăsta e în stare să încurce tot. Spre norocul lui, se simțea mai bine și porni să-și caute fiul. La marginea drumului găsi pe Iacob, care era încovoiat de durere și se ținea de burtă. Ce ai făcut? Se sperie tatăl. Ce mi-ai spus, tată? Se apără Iacob. Am alergat la farmacie, am cerut medicamentul și l-am luat. Ai înghițit toate medicamentele? Întrebă tatăl. Da, tată, pe toate, așa mi-ai spus, se apără Iacob. Dar nu tu trebuia să le înghiți. Tu nu aveai crampe la stomac, erau pentru noi. Tu trebuia să le aduci acasă, pentru noi, se răsti la el tatăl. Eu am repetat ce mi-ai spus să fac și tu m-ai aprobat. Ai spus, foarte bine, acum grăbește-te. Cine e vinovat acum de încurcătură, eu sau tu, tată? Tatăl nu a mai spus nimic și a dat seama că altădată trebuie să fie mai explicit.